messing up. Go get it back on track, then fuck it up. For all the times they were wrong, I had to suck it up. Sometimes giving all you have still ain't good enough. Damn, lying that I'm finding a great trick. Snoozing my alarm so fast, click. Yeah, getting up to late and going till I'm back to sleep. I quit smoking 10 times last week. Sound muted. I've been skipping breakfast every morning. Lazy as fuck, but wanna be rich. Yeah, overspending when I'm bored and everything is boring. Narcissistic, pessimistic bitch. Damn, channel bad switched. Habits not right now. Bad habits not right now. I got bad habits not right now. Bad habits not right now. I got bad habits not right now. Bad habits not right now. I got bad habits not right now. Bad habits not right now. Another, I pour another. Six or a rubber. I'm pumped, I need it. Bitch, be a baller. I want no fucker. Bitch, bring another. I enjoy a rubber. I know you need a thick bitch in your car. I know you need a big booty, mama. Don't want another. Pour up another. I know you wanna. Same bitch, another town. I won't ever doubt. Booty run like what? I go for the gold, big on my MO, body like a mo, get it on the go, properly he knows, knows I'm la la la, no other gem, bitch I'ma make him rain dollars till you can't hold them, ballin' like O'Neal, I make him turn around, riding it till he goes like, I ain't my mom, big pull another, I pull another, six or a rubber. I enjoy a rubber. I know you need a thick bitch in your car. I know you need a big booty, mama. Don't want another. Pour up another. I know you wanna. I enjoy a rubber. Când auzi investește în viitor, te gândești că e o treabă serioasă. Și dacă ți-am spune că, de fapt, poți să începi în joacă. Să investești într-o pauză care dă startul la visuri. În curiozitate și experimente eșuate, din care să învețe și alții. Investește în tehnologii pe care le inventezi chiar tu. Investește în tine. Tu ești viitorul. Aventurile noastre? Coplinul de Chio Chips. Chipsuri delicioase din cei mai buni cartofi Chio, sărate și pregătite cu grijă. Chio, distrează-te pe gustul tău. Chio Chips. Gust irezistibil pentru mai multe momente savuroase în viața reală. Când auzi investește în viitor, te gândești că
Salutare, salutare, gata, mă, suntem on. Suntem on. Care-i treaba, guys? Ce faceți? Te salut, George, te salut. Ce zici că faci? Așa o fi, dacă zici tu. Foarte bine. Ești pregătit de un... live lung? Am înțeles. Bă, așa o fi făcut. Zici că s-au respawnat, a? Pe termen de gaming. Bă, încă nu le-am lansat, ce crezi? Urmează acum, îmi promit că după Comic-Con mă ocup. Chiar de data asta nu mai furăm curent, după Comic-Con chiar ne ocupăm. Așa, stați că nu se intră și un counter. Bun, ce mai avem aici de făcut? Am înțeles. Da, bro. Apreciez mult, apreciez mult de tot suportul tău. Tot timpul. Bă, singura chestie pe care momentan am făcut-o și anume e aia de a pune story-ul. Stați așa să bag și o story. Bună, Maria, bine ai venit. Da, joacă și Academia și echipa mare, Phantom. Thank you.
lying that I'm fine, a great trick. Stores in my life so fast click. Yeah, getting up too late and going too late back to sleep. I quit smoking 10 times last week. Damn, bad habits not right now. Bad habits not right now. I got bad habits not right now. Bad habits not right now. I got bad habits not right now. Bad habits not right now. I got bad habits not right now. Bad habits not right now. Bad habits still been acting up. Go get it back on track, then fuck it up. For all the times they were wrong, I had to suck it up. Sometimes giving all you have still ain't good enough. Dang, lying that I'm fine, a great trick. Snows in my alarm so fast click. Yeah, getting up too late and going too late back to sleep. I quit smoking 10 times last week. I've been skipping breakfast every morning. Lazy as fuck, but wanna be rich. Yeah, overspending when I'm bored and everything is boring. Oh, mulțumesc de inim. Coffee time, să știi, chiar e coffee time. Urmează să mă duc acum să-mi fac o cafea imediat ce pun și eu story-ul ăsta. Așa, bam, bam. Link. Phantom, mulțumim de subscribe, bro, apropo. Și vă rog frumos, chat, să-mi scuzați mustața. Se va rezolva. Aveam de ales. No, efectiv, deci am avut și am o săptămână așa de haos. Încât nici nu am avut de ales, gen să aveam opțiunea, gen să merg de două ori, să merg să-mi fac, eu de obicei îmi fac barba o dată pe săptămână și mă tund o dată la două săptămâni. Și la modul ce fac, ori mă duc să-mi fac barba de două ori sau mi-o fac o dată înainte de Comic-Con și aia. Și am zis că lasă, că stau așa și mi-o fac înainte de Comic-Con iar. Deci, săptămâna viitoare o să mă vedeți fresh. Te salut, Habibi, bine ai venit! Sau, Sandy, ce faci? Ambele echipe sunt. Cum adică? Ne băgăm cu toții, bro, suntem totul sau nimic. Băi, Frozic, nu știu sincer să fiu. Am înțeles. M-ai prins nearanjat, ce să zic. Băi, chiar nu știu cât e biletul, sincer să fiu. Uite-te și tu la ei pe site, vezi care e treaba. Chiar nu știu. Te salut. Bă, ZD, zile și tu la băieți acolo toți pe WhatsApp, să-mi zică, dați-mi Instagram-urile iar, că nu le v-am reținut cum sunteți și trebuie să bag aici repede. Repede cât am timp. Și puneți și voi link-ul de la live la story și dați la tovare să intre.
I-am făcut, mă, tricou, mă, și lui, mă, ca să nu mai fie supărat. Chiar i-am făcut și lui tricou. Am zis, dacă își dorește și el, dacă are și asta e bucuria lui, de ce să nu îi luăm și lui, dacă asta e bucuria lui. Da, l-am înlocuit pe Beto pentru că Beto a ales să se retragă, forțat. A suferit o accidentare. Nici pe ropălă nu mai rămâne. Nu mai stau să zic chiar, fratisul a luat de fapt bani și, mă rog, a luat și el. Să vedem, s-a făcut bracketul. A, la și 10 se face bracketul. Mamă, deci mai avem timp. La și 10. Bă, guys, repet, mersi, vă bucur mult de tot că ați intrat. Chiar avem nevoie. Aș vrea să avem și noi un stream mai lung, să intre cât mai multă lume. Ia să vedem cine, ce mai ce pe aici. A, uite, ia uite. Mamă, mi-a dat 20 de tigăi. Iar mi-ai dat, mă, tigăi, mă, Mario. Doamne, mă umor, mă trimis la cafele, da, trebuia să dai, ca să mă duc o dată să fac cafeaua. Te salut, KRV, te pup. Am înțeles. Băi, se bagă meciul de la Academie. Facem d-alea, cum îi zice. Chat, căutăm un locuitor la Academie acum. Vreau să mai înlocuiesc un jucător. Dacă știți pe ZDI ăla, vreau să-l înlocuiesc. Aparent... I-am dat și o tag în story, gen că avem meci și astea. Ce crezi că mi-apare? Îmi zice așa Instagram-ul, ci că this account can't receive your message because they don't allow new message requests from everyone. Auzi la ăsta, mă. Auzi la ăsta, mă. Bă, cine mă vede ta asta? Pe cine am luat, mă, la echipă? Ia uite, nici follow n-a dat. Nici follow la cont, mă, n-a dat, mă. Mint? Stai așa, că era să pun camera la microfon să vă arăt. Bă, da. Stați așa. Uitați acolo, da? Se vede?
Nu mai zic nimic. Lasă, lasă vrăjeala asta, frate, că de-ăștia ca tine... De-ăștia ca tine am mâncat pe pâine, cum s-ar zice. Amă, Maria, tu ești una la un milion, tu îmi dai tigăi. Băi, mă duc să-mi fac o cafea repede până încep meciurile, că am primit astăzi de la Nescafe, am primit noua aromă și anume avem aici, da, că se vede foarte bine, Black Roast. Și pot să vă zic că e bună, sincer. Apropo, dacă veniți la Comic-Con, ne vedem la standul celor de la Nescafe, puteți să degustați acolo cafeaua asta, noua aromă de 3-in-1. Și eu zic sigur că o să vă placă. Dacă sunteți băutori și așa, sigur o să vă placă. Mă, o să-mi fac unul repede și vin imediat, da? Stați cu minți. Zeuț, Zeuț, fii atent, zici că vrei și tu? Ia fii atent aici. Îți dau, Zeuț, că așa, mamă, deci bine că mi-ai zis că vrei. Deci fii atent. Așa, da? Stai așa. Deci fii atent aici. Stai așa. Nu știu dacă pot să pun camera, dar nu cred că am cum să pun camera. Ia stați așa că, mamă, deci facem haos. Deci mare minune dacă nu sparg eu cănile astea, dar nu știu dacă pot, bă, să vă arăt. Deci fiți atenți aici, nu știu dacă se vede. Nu știu dacă ați văzut ceva sau nu, că eu, la mine e haos, deci eu nici nu mai ajung la astea pe aici. Stați așa. Deci ați văzut ce aici, sunt plin de căni. Nu mai zic nimic. Mi-a rupt spatele, băi. Un giveaway fast. Dacă ne strângem azi, tu vrei și chipsuri, eu? Aromă de chipsuri cu sarmale. Nu știu, nu știu, nu știu. Vedem, vedem, băi. Stați așa că îmi fac cafea asta repede și vin imediat. Doamne, m-am încredicat de astea pe aici să moară Veta. Am pus capcane, mă, pe aici, fără să vreau. Bad habits not right now.
Gata, chat, am revenit. Ia ziceți, mă. Vreți să vedeți, vreți să vedeți tricourile pentru Academie? Să vedeți cum arată? Ia stați așa. Am revenit și ca să nu ziceți că v-am mințit eu cu ceva, da? Se vede, ia uite frumos. Ia uitați. Nescafe-ul. Se știe. El aia la casă. Hai să vedem. Avem și meci. Te cred că avem meci. Stai liniștit că meciurile astea... Vă arăt unul. Stai să văd. Nu e cu... Ăsta e unul pe care l-am făcut. Cel mai probabil să dăm 3 giveaway la... La, cum îi spune, la Comic-Con. Deci ăsta nu are nimic pe spate. Da, așa arată tricourile pentru Academie. Sunt albe. Cu BRD-ul mare pe piept, pentru că proiectul de Academie e susținut de BRD. Avem BRD-ul și pe mânecă. Așa arată și mâneca. Și, mă rog, spatele e simplu cu nume, bineînțeles. Numele jucătorilor pe spate și atât. În rest e simplu. E... Pentru Academie avem tricourile cu alb, iar pentru echipa mare sunt cele cu negru. Mi-a ajuns și tricoul lui Zeus cu tricoul lui Oaz. Săptămâna viitoare îi anunțăm și pe oficial. Zici că e așa grav? Nu știu ce să zic, o. Ia să vedem. Guys! O dăm și noi azi, mă, cu NiP, cu Heroic, cu ăștia, sunt toate echipe bune azi. Ce ziceți, o dăm și noi cu careva? A, uite, BRD Infinite are match. Tot ce-mi doresc e să nu fac stream de o oră. Asta e tot ce-mi doresc pe ziua de azi. Dacă nu facem stream de o oră, totul e top. Hai să intrăm la Academie. Mamă, deja e pericol acolo, se joacă, ziceți, a? Ia să mai închidem de pe aici, de prin chestii, stai să schimbăm și scena și pe... Asta, trecem și aici pe gameplay frumos. Pau, pau. Să închidem aici asta. Pam, pam. Suntem, da, mă, s-a conectat, mă. Volum. Mamă, cred că Grecu vrea bătaie. Grecu, bătaie. Trebuie să primească Grecu, că n-are poza. Bătaie direct. Azi că vine el weekendul ăsta la București. Suntem la 28 de like-uri. Ce ziceți, mă, guys, să dăm un giveaway niște mousepad-uri azi? Nu știu ce să zic dacă să dăm. Nu prea vă văd așa entuziasmați, nu știu, sunt doar 5 persoane pe stream. Uitați-vă la sniperul României. Uitați-vă la... Mamă, au pierdut 2 runde versus level 4. E clar. E clar, nu, gata, nu se poate. Trebuie să intrăm în ei. Poate intru acum peste ei pe ăsta și iau. Îi luăm direct. Păi a ziceți, mă, așa să face ăsta aici, de-aia v-am adus la echipa asta? Mamă, imediat îi luăm.
Da-ți așa, eram puțin alt tab. Două secunde, guys, că vreau să deschid și meciul băieților, un tab, ai să am tabul și cu meciul lor. Ok. Bă, dar stai mă să vedem noi cu cine putem să-și cam avem și noi ceva echipe mai top aici. Oho, Movistar. Ok, dacă ajungem mai departe, undeva prin meciul, în runda a patra, sunt șanse mari să jucăm cu Movistar. Bă, chiar foarte mari șanse să jucăm cu Movistar. Echipa mare, da, se joace cu Movistar. Și ia să vedem echipa mică. Bă, că au 500 e-sports, dar ăștia merg în jos și noi mergem în sus. Ia să vedem. Fragmatic cu ENS. Mamă, dacă ajungem în runda a patra, jucăm cu Johnny, tu să taci din gură, John. Ia vezi, cum nu mai e calitate precară. Vezi că s-a dat acum, eram alt tab, mă uitam la meciuri. Ne uitam în... Mamă. Calmează-te, Johnny, și ia vezi golul ăla acolo. Ia uite ce scrie acolo, bootcamp. Suntem la 2% de o lună, Johnny. Nu mai pot, te rog eu frumos. Fă ceva acolo. Bani să bagi la alea, la Steam acolo, să îi faci curul mare lui Gabenai. Să cumperi d-alea, cum îi zice, coduri, să deschizi cutii și să fii numai pe minus. Că de când te cunosc, cred că ai deschis de minim 700 de euro cutii. Mai bine făcea aici o investiție. Aolo, Johnny. Nu mai zic nimic. Ca să înțelegeți chat, Johnny al meu a pentru un, ce să zic, pentru un cuțit 200 de euro a deschis cutii în valoare de 600. Deci, bă, ia fii atent, Johnny. Cumpăr eu acum un cuțit de 200 de euro și nu vreau 600. 500, îmi dai 500 pe el, facem așa? Ia zi, Johnny. Facem așa? Cu 1000? Gata, frate. Batem palma. Ia stai mă așa, să-l chem și pe Veno, că ce dracu, abuzez doar de tine, stai așa. Unde e Veno? Ia să-i zicem. Veno. Bă, Veno. Bă, Veno, ia fii atent. Intră pe live, că e și Johnny, și dați drumul la bătălia donaților. Nu neapărat gen bani, dar ceva cu care să poți să cumperi chestii.
Glumesc, mă, glumesc. Hai că glumesc dacă e. Johnny, sau dacă vrei să fie mai interesant, fii atent. Fii atent ce facem. Pentru fiecare, gen, un euro donat, egal un match cu Aden la Face It fără rage. Ia zi, cum sună asta? Salutare, Mihai! Bine ai revenit, Mihai! Nu te-am mai văzut 200 de ani. Merge? Na, acum tu decizi. Gândește-te că e un meci în care te las să te joci cu Polaru. Să faci ce vrei tu. Dacă fac rage, îți dau înapoi de două ori. Da, îți dau înapoi, gen... De două ori, diferența, gen... Să zicem că am făcut... Ai dat un euro, da? Aia înseamnă un meci fără rage. Și eu dau rage în meciul ăla. Bam! Ți-am dat doi înapoi. Bă, stați bă așa, băi, 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 alo, 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 Nightbot. Mihai, acum suntem cu Academia, ca să știi. Uite, ia stați așa puțin. Line-up aici, trebuie să modific ceva la line-up. Fii atent, uite, să mai dai. Gata, fii atent, Mihai, uite, scrie iar line-up, ca să vezi line-up-ul și stai să mai bag eu o comandă. Gata, și acum avem și comanda ACD. Dacă pui, dacă scrii ACD, semnul exclamării ACD, e comanda cu line-up-ul de la Academie. Bine că ai intrat tu să dai, că altfel, sincer să fiu, chiar îmi uitam. Mamă, Johnny al meu a luat-o de bine. A luat-o de serios. Ce facem, mă? Bă! Oh, mă, Doamne! Cred că, Johnny, 30 trebuie să ți dau înapoi. 100% 30 ți dau înapoi. Nu, n-ai cum, 50 de meciuri. Păi cred că nu mai joc 50 de meciuri anul ăsta, ești nebun. Păi stai, bă, 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 e un euro meciu. Bă, Johnny, dacă intrăm în meci și fac rage, pe fiecare meci de rage, trebuie să-ți dau 2 euro, nu 100. Dacă fac rage în toate 50, trebuie să-ți dau 100. Păi ce facem aici? Păi da. Ce, mă, Sandy, vrei și tu? Bagă-te și tu la combinația aici. Bă, mersi mult oricum, apreciez, John. Apreciez. Ia stai așa. Ia stai așa. Hai bă, Veno, ce dracu faci? Că Johnny a dat deja 50 de euro. Chiar așa, mă, frate, îl lași pe Johnny să... Să fie peste tine, mă, nu mă așteptam, Veno, chiar nu mă așteptam. Acum eu nu vreau să te instig să intri pe live să donezi sau ceva, dar chiar mi se pare, nu știu, Johnny? Adică dintre toți oamenii care puteau să te bată, Johnny?
Bă, Johnny, nu știu dacă era aici pe live, dar în runda a patra, echipa mare are șanse să joace cu Movistar Koi și echipa mică, Academia, are șanse să joace cu Ens, dacă ajungem în runda a patru. Să vedem. Ar fi ceva interesant. Avem teoretic 4 meciuri până acolo. Meciurile astea sunt legere, primele meciuri, că se joacă versus level Emission. Acum joacă echipa mare, joacă versus level 2-3, echipa mică la fel. Cred că și meciul următor ar trebui să fie lejer cumva. Că s-au înscris foarte multe echipe din astea cu level mic. Ciudat, nu mă așteptam să înscriem așa multe echipe cu level mic. Am vedere că sunt numai balauri în mare parte. Adică am văzut că e și NiP în qualifier și Heroic. Ce mă? Stai mă, pe bune. Ai pus tu la mișto sau serios? Nu, că n-am chef să stau să intru degeaba. Îmi pare rău, bă, Star. Nu știu, chiar nu știam cum să-ți zic. Îmi pare rău că ai aflat în felul ăsta. Dar acum hai să spunem tuturor adevărul. După cum știți, cei de la G2 de foarte multă vreme duc lipsă de un IGL care să poate să facă mai mult decât in-game leading, care să poate să facă și fraguri, să țină echipa sus și așa mai departe. Vă anunț pe această cale că a avut loc oficial primul transfer din România pe bani, da? Deci nu așa de hai ial și gata. Deci pe bani. Odată cu acest transfer avem bugetul nostru a crescut cu 100.000 de euro. Inițial puteam să-l dăm pe mai mult, însă Star Player a zis că bă, ADN e șansa mea, lasă-mă și pe mine să plec, 100.000 e suficient, la ce salariu îmi dai, zi mersi că nu le zic la ăștia când avem contract. Și am zis bine mă, hai. Du-te și aia. Deci, na. Și cu ocazia asta, na, n-aveam ce să facem. L-am adus pe Harder înapoi. Și na, vă dați seama, e mai... Na. Erau discuții să-l promovăm pe LKS la echipa mare, dar el a început și am zis hai să-l mai lăsăm câteva luni la Academie și după aia. Că uite, adică nu poți să pierzi două runde versus level 2-3. Adică ce in-game leading îmi faci tu dacă pierzi două runde versus level 2-3? Nu, mi se pare ok. Păi n-am mă, Johnny, mă, că... Gen, ca să înțelegem, până intră banii... Durează, adică nu intră așa ușor, gen... Că ia fac plata, nu știu ce... A, bine, și pe lângă ăștia 100.000 avem și 25% dintr-un viitor transfer. Gen, dacă G2 îl vinde mai departe, nu știu, la Navi sau la Cloud9 sau dau un exemplu, pe 100.000, să zicem, noi mai luăm 25.000, adică 25% din ăla. Mamă, ce vise! Stai așa că m-am udat.
Păi de la sute plecăm, bă, Tiracane, unde te crezi aici? Păi Robi are clauză 2 milioane. Ia uite-l, ia uite-l cum trage. La două, mamă, m-a făcut de râs. Deci m-a făcut de râs, uitați-vă și voi. Bă, cum s-a nimerit fix când zic, bam, pe Robi, 2 milioane direct și uite-l cum a tras. Uite-l cum a tras. 2 milioane de, în bani românești, în lei, ron. 200 ron. Vezi că pentru plasa aia de cartofi trebuie să vând toată academia aici, nebun. Dacă mi oferă cineva o plasă de cartofi, e pentru tot rosterul, nu pentru un singur jucător. Păi nu mă vezi, Sandy, că sunt aici. Lasă-mă și pe mine, nu vezi că l-am păcălit deja pe Johnny să dea 50 de euro? L-am păcălit deja pe Johnny să dau 50 de euro? Tiracane, tu ce faci, frate? Că știu că și tu ai munca, ai astea. Nu îți cumperi tu un tricou de la academie cu Robi? Nu ajungi și tu băieții să pleci într-un bootcamp? Nu mai zic nimic, Tiracane. Nu mai zic nimic, dar așa sunteți toți, suporteri, alea. Când ne întâlnim pe ROPL, mama, DN, ce... Ia zi, nu mă uiți și pe mine, nu știu ce, la echipă, la alea. Nu mai zic nimic. Ia uite, echipa mare frumos, 13-0. Echipa mică să văd, 13-2. Bă, dar ce-i drept? A fost levelul puțin mai mare la... What? Bă, serios acum. Gen, bine, au bătut 13-0 băieții noștri. Dar fiți atenți la o chestie. Deci au jucat versus o echipă, da? 5 ruși. Și s-au jucat... Deci fiți atenți, au 6 meciuri, 5 meciuri, 3 meciuri, 5 meciuri, 8 meciuri. Niciunul dintre ăștia nu au mai mult de 5 meciuri pe Faceit. Cum e posibil să lași gen chiar așa orice echipă să se joace la qualifiere la turnee de genul ăsta? Adică ai organizații de tier 1 în qualifierul ăsta. E NiP, Heroic, Movistar, Koi, ENS, organizații ca lumea și să dai de niște băieți ăștia cu coduri așa. Bine, aici era evident, dar zic așa, ca idee, să lași oameni să se joace cu 5 meciuri. Ce echipă pro să fie aia, să zici că... Nu poți să zici că le iei șansele sau ceva. Au zis, băieți, echipa mare, care e treaba cu 1-0 ăla? De ce apare 1-0 acolo?
Am înțeles, deci echipa mare aparent are 1-0. A trecut în runda a treia. Mamă, așteptăm acum echipa... Mamă, ăștia cu care trebuie să joace echipa mică nici n-au început. Bă, guys, dacă toți suntem așa, suntem aici, suntem ca între prieteni, în familie și așa mai departe și toate astea. Ia, haideți să facem o mică chestie. Salut, Alex, salut, salut. Mamă, frate, uite-te ce retardat sunt. Ce terminat sunt. În loc să mai stau pe TikTok să văd că uite, au scris oameni aici. Stai așa. După aia mă mir de ce nu stă nimeni pe live pe TikTok. Oamenii intră, scriu, mă salută și eu nici nu-i bag în seamă. De ce aveți? Da, ți-e așa că punem acum live pe TikTok pe telefon și suntem pe ei, gata, suntem călare. Gata, mă, suntem aici pe live. Eu zic că dacă tot ne pregătim să jucăm cu Movistar Riders ăștia, hai să facem o mică chestie. Și să o dăm așa. Bun, stați puțin. Așa. Păi stai, că încă n-am dat de ei. Întâi trebuie să jucăm cu echipa lui Jaxi. O să avem meciul următor, cel mai probabil, cu echipa lui Jaxi.
Ia fiți atenți ce facem noi acum. Bun, cum pun, mă, ce de stat răspund? Video, window capture, cred. Ok, ia să vedem. Așa. Ok, dar cred că ăsta e. Deja. Bun. Și unde îl punem? Ia să vedem. Am asta, de fapt nu aici trebuie să-l pun. Remove. Ok, aici pe intermission îl punem. Sau... Bă, întâi să ajungem la Movistar Coi și după aia ne gândim că e greu. Dar fii atent aici, Mihai, stai așa că ca să înțelegi cum stă treaba, că na, nu suntem nici noi de ieri de azi. Fii atent aici. Ești atent? Mihai, ești atent ce facem noi acum aici? Ia, fii atent aici. Chiar dacă o să acopere din ecran, asta e, na. Suportați și voi, ce să zic. Bun, bun, bun. Uitați așa să pun și pe TikTok ca să nu facem... Așa, da, mă? Uite, și aici suntem ok. Așa, bun. Deci, hai să vedem. Trăim frumos pe canal la infinit. Mergem aici. Și ne uităm frumos la clipul ăsta, nu? N-are cum să fie trecut ori în casă, da? Nu. La un minut le dau eu primul. Bravo. What the fuck? Fumbus, Eddie, fumbus. Da. Stați așa puțin să dau camera de pe asta mai jos puțin. Așa. Ca să se vadă și stați așa puțin să o dau și în partea asta și gata. Rene. Hai să vedem aici. Brad și Rine. Rine. O să tine. Are cap. Infinite versus Movistar când erau pe locul 6. Îi dau flash. Am dat flash peste acum. Ne aducem aminte. Ne pregătim. Hai să-mi faci bus. Stai să-mi faci. Stai să-mi pic. Stai să-mi pic. Stai să-mi pic. Stai să-mi pic. M-a văzut. Oba, prins om. Hai, stai singur. Stai. Mijloc. Bravo, bă. Bravo, bă. Nice round. Nimic. Da? Foarte, nu? Încă ceva. Ce casă? Da smoke în casă. Mid ieșit. Bravo? Short, da, short. Da. Mai. Short, short. Nu mări. Îți dau flash, short. Să dă înapoi. Dă-i. Bravo, ce? Bravo, ziua, zi, flash. Bun flash, bă. Doi. Au, digă-le aproape. Mamă. Bravo. Bravo, Adrian. Mamă, ce mi-a tras. Nu, nu, nu. Trebuie să vin pe site să faci asta. Da, da, da. Da, site. Bă, da, flash. Bă, da, flash lung. Nu mai văd. Nu mai văd. M-am băgat în smoke, Nori. Vezi, va fi. Mid, pass. Te arunc în smoke. Da, casă.
Arcad. Nisimic. Stai. Bravo. Plantează asta, bă. Default. Nu mai. Bravo, Edi. Liber lungul. La ăsta, stângă bă. A cărat la mine. Aproape, bă. Da, Molly. N-au cum să se bagă, i-am oprit. Rămâi, Dali. Îți dau smoke-ul? Vin pe site. Poate fie lung acum. Poate fie lung. Nu, e lung. Poate să se bagă și eu. Mă dau jos. Care iar? Mort ăla cu hit. Dau smoke. Mă știe pe mine la până. Bravo. Câți în față, la până. Unu. Ce-asta? Bravo. Mă, dron, mă, tu erai. Așa asta, concentrați-vă să nu știu asta. Clear mid aproape aici. Au! E așa Martinez. Au! Alex, ce ai făcut mă, Alex? Nu, peste mine. Aha. Are kit. Da, mă, tu e mai mult. Au kit, să știți. Hai. 3, 2, 1. Bravo. Și ăsta, vezi și. A luat kit. Mă duc peste el. Are și smoke. Dă-i peste el. Hai, zic, mop. Te moli, eu pleci și ne băzăm. Auziți aici colorile lui Zeus. Hai, cărați cât smoke acolo, moli acolo, bam, hai, intrăm, facem. Deci, mare. Da, mă, Zereca, un peste ei, mă, Zereca ăsta, mă. Mare mag, da, bine. Mare mag-ul. Ăsta era, bă. Digă-l în bază. Lasă să-l bază, Zereca. O să vin boiler. Ia să vedem. Cum intră. Cu prelată. N-are mult. Prelată. Cum intră digă-l ăsta a luat dron? Au, nori, pardon, nori. Nu, aici cu colurile alea nebunezuți. Am luat colac în bază. Frumos. Grișa bust. Că văd. Por bust. Bravo. Mai trebuie unul, Alex. E ce te. Ce rotație l-am, banana. O, ai sau nu ai? Am, zic, nu e nimeni, nu vine nimeni. Da, bravo, bă, nice call. Da, smoke? Și cu primul flash? Da, doilea flash. Unu. Bum, al doilea, acum. La Graveyard. Graveyard, Morbid, bravo. De arcadă, pula. Da, mă. Nu, bravo, bă, nice round. Pop în casă, guys. Da, mă, stai, că a cerut flash. Săriți în short-ul, nu? Hai să vedem. Ah, îți dau flash de arcada, dron, după. La al doilea flash, da? A, n-a flash arcada. 3 Mor 2. Fuuu! Băi, dar voi ați văzut cum mi-a tras aici Zereca, aia a putea. La al doilea flash, da? Uitați-vă aici la Zereca cum le trage la aștia. 3 Mor 2. Bravo. A tras bine aici, n-ai ce să... 4-2. Bravo. Au, ce fericit era, Adron nu mai putea. Bravo, bă! Fiți atenți aici, după ce face Zeus al doilea frag, auziți aici. Bravo. Ia auziți cum face. Încă unul arcadă. Îl țin eu pe ăsta arcadă, n-are cum să vină. 4-2. Bravo! Auziți, Padron este, mă! A făcut niște aici că... Am câștigat meciul, era Adron un fel de Alexi Big, guys, we fucking won! Doamne, du-te, dracu! Ești prost la cap! Doamne, îl făcut face Adron, e șocat! Era un șoc, mă, băieții, mă, că i-au bătut pe ăștia, așa cum am mi-aduc aminte. Bă, dar a fost meci tare, fain. Să joci atunci, ai dat seama, toată lumea motivată, nebunie, versus locul 6, pe HLTV. Mamă. Păcat, ăsta era în qualifier pentru, nu mai știu pentru care merge, cred că pentru Rio, dacă nu mă înșel, cred că pentru Rio a fost. Era și știrea acolo că i-am scos noi pe Movistar Riders, nu știu, mi se pare că era și ultimul qualifier gen. Da, frumos. Ar fi fain să mai facem o nebunie de asta. Chiar ar fi fain. Da, bine. Înainte de Movistar avem de bătut altă echipă, așa că
să nu ne bucurăm prea tare. Dați așa să pun show web-ul ăsta unde e locul. Așa. Gata, mă. Da, mă, guys. Nu știu, ia să vedem, mai avem de așteptat. Care mai e treaba? Care mai e treaba pe aici? Vreau că echipa lui Chunky a câștigat. Oho, ne-a găsit meci aici. La echipa mică. Văd că acum e 0-0. Hai că intrăm pe meci. Stați așa să schimbăm și scena. Bun. Hai mă, bagă-ne și pe noi șefule, să vedem și noi meciul. Tum 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 tum. Bă, sunt mai sigur ca niciodată că echipa mică o să joace cu Enz. 100%, nu știu. Bă, dar cum fa... Mă, deci ce facem? Ce facem dacă ambele echipe au meci? Ce facem?
Sincer vă zic. În fine, hai să întâi să ajungem acolo și după aia. Hai că a început meciul. Aparent suntem pe prima jumătate, da? Partea de CT. Foarte bine că ai să acolo cu primul frag. Face și Robica un frag. Se arată și el de acolo de la... S-au rotit către mid. Nice shots by Grecu. Nice shots by Grecu. Nice shots aici. Guys, suntem ok pe stream? Ne auzim? E tot ok? Grecu l-a farmat. What? Cum a murit mai LKS acolo? LOL. Și a tras ăla două glanțe direct în cap. Acum a avut armură de head, mi se pare. În fine. Aici pe Robic, care a vrut să pușeze mid-ul, s-a răzgândit între timp. Caes cu Robi aici pe site-ul A. Bun heu dat acolo de Caes. Caes mă cu palat. Tu ești, mă, Robic. Nice, bine, Robic. Primul frag. Aproape și-l de frag acolo. Da, mă, ZD. Nice, nice, nice. Bună rundă, boys.
Robi cu un confrag. Fraguri pe aici face și eliminarea. Dar 4 fraguri pentru Robi. Robica e pe ei Robica. Început până ai făcut de greco. Faceți și ZDI fragul la site-ul B. Greco atent aici. Face fragul în palat. Am un jucător în mid, nu, de fapt în rampă și unul în scări la casă B. Ok, Greco face fragul în rampă. Nu asta a făcut aici de Robi. Salut Andrei, spune. Ia zi Andrei. Băi, început foarte bun de meci făcut de băieții noștri și văd că un jucător de la echipa adversă s-a deconectat. Andrei, depinde de unde vrei să ți-l cumpere, bro. Ți-l cumperi nou sau la mâna a doua? Da, vine cu Windows instalat. Acum, bine, depinde cum îi spune, depinde de ce laptop îți cumperi. Uite-te pe net și vezi că unele laptopuri vin cu altceva, adică nu vin cu Windows. Spre exemplu, eu când mi-am cumpărat laptopul meu, eu am un notebook de la Asus și a venit cu Linux, nu cu Windows. Linux e un alt sistem de operare, gen, nu e... Dar eu după aia mi-am instalat eu Windows-ul, că nu-mi plăcea Linux-ul. Prins aici, Robic. Robic cu un frag aici, deși este secat, 12 HP. Deci să facă fragul. Foarte bine aici. Foarte bine jucat de băieții noștri. 6-0. Pentru CS nu trebuie să dai bani, bro. Nu mai e CSGO, e CS2 acum. Și nu trebuie să dai bani, este gratis. Nu uita să dai un follow, Andrei. Să ne dai un follow aici pe pagină. Și la fel niște tap-tapuri, dacă vrei să dai niște tap-tapuri, ne ajută. La fel și voi acolo pe YouTube, guys. Hai și voi cu tap-tapurile. Am înțeles. Mersi, mă bucur, Andrei, mă bucur. Mersi mult de tot. Apreciez. Dar ce laptop vrei să-ți cumpere, Andrei? Cam ce buget ai așa? La ce bănuți? Guys, hai și voi acolo pe YouTube, la fel dacă n-ați făcut-o încă, apăsați și voi butonul ăla de like, butonul de subscribe. Ne ajută teribil de mult, suntem la 36 de like-uri acum. Și după cum v-am zis, sunt șanse foarte, foarte, foarte mari să avem meciuri super, super tari în seara asta. Așa că, repet. Uh...
Bro, sincer să fiu, nu știu ce să zic. Castană, te pup, bine ai venit, bro. Apreciez, mersi mult de tot de ăsta, cum îi spune. Fake engagement. Mersi mult de tot, de inim, de tigăi, de trandafiri. Apreciez mult de tot, bro. Dar nu înțeleg ce naiba mi-a dat, mă, frate, mă, aici, mă. Auziți și voi că fake engagement. Ferească sfântul. Da, n-am văzut, bro, scuze, eram, îmi cer scuze, n-am văzut. Tiracane, my bad. E cam greu la bănuție a... Andrei, sincer să fiu. Eu nu prea mă pricep la laptopuri, sincer să fiu. Ți-am zis, eu folosesc un notebook mai mult pentru mail-uri, pentru chestii. Vlad joacă și echipa mare, numai că ei așteaptă meci. O să joace cel mai probabil cu echipa lui Chunky acum. Iar dacă vom câștiga versus echipa lui Chunky și Jaxi, jucăm versus... cum îi spune... Jucăm versus Movistar Koi, iar echipa mică, Academia, are șanse să joace cu Ens. De fapt, nu are șanse, 100% joacă cu Ens. Câștigăm și meciul viitor, garantat. Nu meciul ăsta, meciul următor. Adică, gen, nu meciul ăsta care urmează, meciul următor, în runda 4-a. Momentan suntem în runda 2-a. Andrei, nu știu ce să zic. Da, Castan, avem două echipe, acum avem și Academie. Dacă dă timing bun la nade-ul ăla, lejer se fac fragurile. Bro, nu prea mă pricep, sincer să fiu. Nice. Fragul aici făcut de LKS. Fii atent aici cum sare. Kobe! Nice. 9-0 aici pentru băieții noștri. În partea cealaltă văd că echipa lui Jaxi au 9-2. Echipa care joacă ei, deci probabil o să termine și meciul la fel de repede. Dar da, găsești pe YouTube, uite, că exact cum a zis și Maria, găsești pe YouTube cel mai sigur tutorial de cum să instalezi. Păi da, Mihai. Joacă cu Movistar Koi dacă câștigă versus echipa lui Chunky. Deci, în runda a patra, echipa mare joacă versus Movistar Koi și echipa mică, Academia, joacă versus Sens. De Academie sunt 100% sigur că ajung în meciul următor, în runda a patra, la fel și de băieți, nu fac probleme, dar echipa mare înainte de meciul cu Movistar Koi mai are un meci cu echipa lui Chunky. Cu mixul lui Chunky, Jaxi, e Chunky, Jaxi, FNL și încă doi băieți din Danemarca. Nu meciul ăsta. Înțelegi tu?
Hai să vedem, ZD-i cu Robi acum. 2 versus 3. Foarte bine ai jucat de ZD, s-a pus acolo în față. Eu mă joc de pe PC, bro. Andrei. M4. I-a dat dinca acolo Robi. A dat headshot-ul, dar din păcate a făcut frag acolo Juan, o să-i zicem Juan. Grecu cu două fraguri deja în runda asta. Dă-i fragul de pașa Robic și el cu eliminare acolo. Confrag făcut de ZD. Și 11 la 0 pentru băieții noștri aici. Vedem ca RV, vedem, dar oricum băieții contra cărora jucăm acum nu sunt o echipă bună sau ceva. Au level 8, 9, 10 pe acolo. Mâine, da. Da, Maria, din câte știu avem live și mâine, că mi se pare că au băieții... Mi se pare că au băieții de la echipa mare meci în SEA. Deci posibil să avem. Trebuie să mă mai uit o dată după aia. Păi mă, Andrei, nu știu cum să zic, nu prea te plictisești. Eu mă joc jocul ăsta de 20 de ani. Și nu mă plictisez. Nu știu, n-ai cum să te plictisești. Nu e ca și cum te joci Spider-Man sau Batman să te plictisești. Bine, mă mai joc din când în când un Apex Legends, dar na, CS-ul e viață, e altceva. O să-ți confirm 100% după meciul ăsta. Corect, da, dacă ești pasionat și îți place, nu prea te plictisești. Și bine, băieții ăștia îl joacă și de performanță, adică e jobul lor. Pentru asta sunt plătiți. Cu cine semăn, mă? Cu X-Slader? Aolo! Maria, tu să-mi zice, de bine sau de rău? Dar nici nu știu cum arată X-Slader, sincer să fiu. Mamă, zâdui! Nici nu l-am prins. Bă!
E, aici vedem că au câștigat și băieții. Hai să dăm un refresh. Că la echipa lui Chunky este 12-3, deci urmează să se termine meciul acum. În partea asta e 11-1, 12-1 acum, deci se termină și aici. Hai să vedem la cine o să intrăm. O să intrăm la echipa mare meciul ăsta. Dar în paralel o să urmărim scorul și de la, și de la băieții la echipa mică. ZDI, dai și tu, te rog frumos, notează și tu runda asta de ai luat, ați luat-o acum, runda asta unde ai făcut, de fapt, stați așa, stai așa puțin, stai așa două secunde. Că o să intru eu pe TS să vă zic ceva, ia stați așa ca să nu mai stăm să pierdem timpul. Connected. Ați avut record la meciul ăsta? ZDI, ați avut record la meciul ăsta? Să-i zici lui LCS să se uite puțin pe Steam, te rog. Channel switched. Băi, fiți atenți, vreau să vă zic o chestie. Încercați să notați și voi, gen, când dacă faceți vreo fază sau vreo de-asta, notați și voi runda, că nu vă e greu. Pe Steam undeva, le notați și voi, gen, dacă faceți vreo fază sau ceva, ca să le mai folosim și noi pentru content. Adică fază. Gen, cum a, da, când faci vreo fază, ceva, uite cum a bătut acum ZDI, gen, 4 sau cât ți-a bătut la runda asta de acolo din palat. Notați-le și voi, gen, notați-vă undeva, în privat, puteți să... Pe orice. Dacă nu vă e greu și puteți ca să știm și noi. Am în care le trag niște castane sau zi înapoi. Am auzit. Bravo, bine. Am o rundă de... i-am trimis înapoi. Drag. Ok, bine. Hai, focus ca să nu cumva să vă bată ăștia, ca să știm și noi cu Enzi, știi ce zic? Moșile este în grabi. Păi, hai să vedem. Auză, pană, mă ia cu moșile, cu dalea. Ce părere aveți, chat? Merită bătut? De fapt, nu bătut. Las că vine la Comic-Con. Îi chem eu pe băieții aia care are bif, care au bif cu el. Le dau invitații gratis. Am fost family friendly cu toți pe ropul, noi am jurat. Family friendly. Ok. Așa să fie. Disconnected. Family friendly. Auzi cum mă ia cu moșele, cu alea. Mai zi mă ceva, mă. Nu știu ce să zic, frate. Asta merit eu, mă, Phantom? Să mă ia ăștia, să mă ia Robi, să mă facă moș. Nu mai zic nimic, frate. Mi se pare că respectul, bă, nu mai e, mă, cum era odată, mă. Da, joacă și echipa mică și echipa mare. Acum în meciul ăsta o să intrăm la echipa mare, că e meci mai foc, e mai derby. Și intrăm să ne uităm la echipa mare, sincer.
Ok, echipa mică joacă Anubis. Nice. Hai că intrăm puțin la băieții la Academia, aparent că până începe meciul celor mari. Doamne, iar a picat CS-ul. Ferească sfânt.
Hai să vedem prima rundă de pistoale aici, gal, și după aia intrăm la echipa mare, cum ziceam. Acolo de flash drop. Ok, ok. Nice, aici ZDI. Nice! Nice try, ZD. Ok, prima rundă a mers în contul celor de la uh, 5W. Victoria pe linie, cum au ei meciurile. Hai să vedem, guys, aici Infinite versus echipa lui FNL, Jaxi, Chunky și cei doi danezi, Peli și Emilio. Infinit, bineînțeles, începe partea de CT. Hai să vedem, guys, cum arată. Hai să vedem, mă, e Jaxi live, nu? Să vedem pe The Woods versus FNL acum. Ultimul glonț. Prima rundă merge în contul băieților noștri. Oază aici cu 4 fraguri. A farmat oază cu MP9 de aici ca lumea. Avem pe Mihnea cu MP9 aici la site-ul A. Cam singur momentan. Oaz este pe mid și are și el tot MP9. Fi destul de greuț aici pentru băieți, dar să vedem. Aparent, Alexa se retragă, ceea ce e bine pentru noi. Ok, star player cu un frag, 5 la 4. Și vine execuția acum pe site-ul. Ăștia mă lăsă bunica, primul frag, ok. 4 la 3 în continuare, avantajul cu băieții noștri. Zeuț eliminat. Azi și el aici.
frag. Face ce am chifrag aici pe oaz, dar runda bună pentru băieții noștri. S-au scos totuși 4 arme acolo. Azi nou cu MP9 acum. Clean star player. Ok, dar face dim acolo fragul pe Chunky. Aici pe Mihnea. Oaz aici cu drive-by-ul. Pică și FNL. Rămâne doar Jax acum. 1 versus 3. Bomba picată pe mid. 17 secunde. Nevoie să salveze aici Jaxi. Runda bună pentru băieții noștri. 2 secunde că vreau să văd câte scorul și la echipa mică. Trebuie să, na, să mă înțelegeți că suntem aici. 4 la 2 la echipa mică. Bravo, mă, boys. Nice, nice, nice. Salvează AVP-ul Jaxi. Face fragul pe mic. Da, face fragul totuși oas pe Jaxi după timp și nu are nici bani Jaxi. Am acolo doar $400 pentru Jaxi. Bun, bun, a început foarte bun de meci pentru băieții noștri. Guys, dacă câștigă ambele echipe, ce facem? Pe cine urmărim? Gen, pe cine urmărim chat? Doamne ajută, hai să nu ne, să nu ne grăbim, că mai e mult până departe. Prea bine acolo utilitățile pe jumate. Am dat deja ceva damage jucătorii noștri. Star player avansat aici, aproape în rampă. Îl are aproape pe Dima, care ține unghiul. Sunt full eco cei de la Mix, echipa Mix. Picat acolo Emilio, eliminat de către Zeuț la site-ul A. Dima cu star player în continuare aici către... Practic și de star player. Bun, 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 bun. 4 la 1 aici. Dincolo e 5 la 2. 5 la 2 pentru... Guys, poate cineva, vă rog eu frumos, să deschidă pe Faceit. Să deschidă pe Faceit meciul echipei... meciul echipei mici, să-mi zică și mie scorul, să mă țin la curent cu scorul. Păi ce vrei, mă, George? Jack se face live din postura de jucător, e normal, poate el n-are delay, dar noi facem live din pe GoTV, e delay de 2 minute, ce vrei? Ce 3 runde, Johnny?
Asta e, mă, frate, nu mai... Ce vreți? Asta e live-ul. Ce vreți să facem? Jaxi face live fără... Face live fără delay, cel mai probabil, nu știu. Mamă, zeoți, da, mă, stau să vorbesc cu voi și ratez aici kill-urile, frate. Ia, lăsați-mă. Bine, de fapt, meciul ăsta, că meciul viitor, chiar că nu mai bag în seamă chat-ul. Poate să intre pe live 40 de persoane, 50 de persoane, că nu sunt... O să fiu focus pe meci. Să prindem fazele. Hai să vedem. Azul are aici în smoke pe mine. Dima cu eliminare. Se va aduce acum smoke-ul. Îl găsește Dima până la urmă. Și 5 la 1 pentru echipa noastră. Gen, ori mai filmezi o chestie în care bagi treaba aia, gen, și tai și faci tu, ori o refaci, gen, exact cum ai făcut la trecut, același text, aceeași dare, și numai că bagi și chestia aia. Aici aruncată utilitățile de către star player. Câștigă foarte mult timp pentru băieții noștri. Ai avem încolțiți pe cei de la pe echipa Mix. Pic panicat acolo. Am mixat, dar facem nefragul Zeus cu eliminarea. Star player a tras aici un pic cam prost. Rămâne Oaz acum singur. 1 versus 2. Eliminat de către Chunky. Ți-am zis, Johnny, pentru echipa mare, meciul, dacă câștigăm acum, jucăm cu Movistar Riders, cu Movistar Koi, pardon. Iar dacă bate echipa mică joacă cu Ents. Ents, tuta, dance. Pică, eliminați în acest moment. Avantaj de 2 oameni pentru echipa lui Jaxi. Auzit aici Stapler Pași. Dima prins aici, Dima eliminat. Rămâne doar star player acum. Face un star player un frag. Și Zeus acum singur. 1 versus 4. Va salva cu siguranță. Se face scorul de 5 la 3. Nu avem foarte mulți bani după runda asta. Doar Zeus va fi singurul cu armă. Asta în cazul în care va salva, bineînțeles.
Hai, Blunix, te salut, bine ai venit. Foarte bine, Andrei. Arătat acolo, zeuți. Până la urmă face star player frag-ul. A pușat aici oaz în A. Este și Dima acum. Star player mai dă acolo un tag. A 5 la 4 recuperează 3 runde aici consecutive pentru echipa lui Jaxi și a lui Chunky. Dar totuși în runda precedentă 4 arme scoase e bine. Zici? Îl simți așa sau ceva, a? Guys, nu uitați, vă reamintesc, dacă n-ați făcut-o încă, apăsați și voi butonul de like, butonul de subscribe. Avem avem parte de meciuri tari. Ne ajută teribil de mult dacă lăsați acolo un like, un subscribe, cum spuneam. Treaba asta ne ajută să creștem. Repet, dacă echipele noastre câștigă, echipa mare mai departe are meci cu Movistar Koi, iar echipa mică are meci cu Ants. Da? Este scorul de 5 la 4 în momentul de față aici pentru echipa mare. Iar pe partea cealaltă, echipa noastră mică, Academia, e scorul de 6 la 6 după prima jumătate. Agresiv. Băieții Mihnea cu două fraguri. Foarte bine jucat de băieții în această rundă. Început foarte bine agresiv din partea lui Mihnea și azi e star player. Fragul făcut de zeuț, 6 la 4. Încă două runde din această primă jumătate. Dincolo văd că echipa mică este condusă în acest moment. 8 la 6. Probabil au pierdut pistoalele băieții. Thank you.
Se uita aici cu fragul pe FNL. Șase la 5. În păcate, cred că dacă o țineam Mihnea din prima, reușea să fac acolo defuse-ul. Vedem cum arată și tabela. Vedem pe partea echipei noastre 11 kill-uri pentru Zeuț, 7 pentru Star Player, 9 pentru Mihnea, 11 pentru Oaz, 7 pentru Dima. Și pe partea cealaltă Emilio cu 8 fraguri, Chunky cu 9, 6 pentru Jaxi, 5 pentru FNL și Peli la fel și el tot cu 5. Am lăsat aici Dima rampă. Vine și Star Player aici în ajutorul lui. Joacă foarte slow. E un frag făcut aici de Oaz, două fraguri făcute de Oaz. Vine și al treilea jucător acolo în zona midului. Foarte bine, Oaz din nou cu fragul. Cât pe ce să facă ace Oaz. Dar vine Mihnea și încheie runda aici, 4 fraguri pentru Oaz, super bine jucat de jucătorul nostru aici. Hai să vedem cum se arată prima rundă de pistoale, guys. A doua rundă de pistoale, pardon, de pe a doua jumătate. Și pleacă pușul către site-ul A. Vedem acolo 3 jucători deja la site-ul A. Se face intrarea. Îl avem pe Mihnea din mid. Trebuie a fi lurker-ul. Prins aici de către Emilio. Singur aici jucătorul nostru face Dima un frag. Și runda de pistoale care merge în contul echipei adverse. Și forță din partea echipei noastre.
Mihnea cu un frag aici, pe Chunky. Prins aici de către Peli. Ce rundă aici, cât pe ce să luăm runda asta. Și acum vine runda de eco. În zona midului. Dima. Ok. Era Jax, era secat un glonț dacă reușea aici. Quaz. Dar nice shots by Dima. Nice shots. Hai să vedem acum. Vine full buy-ul pentru echipa noastră. Oricum, o rundă foarte, foarte, foarte bună, deoarece, uitați-vă ce bani au. Dacă reușim să luăm runda asta, egalăm scorul și avem șansa să mergem, să reluăm din nou avantajul. Hai să vedem. În partea cealaltă, scorul e 9-9 pentru meciul Academiei. 9-9 scorul, meci strâns acolo. Hai să vedem. Vezi, Frilu, că dacă câștigăm și noi și echipa, dacă câștigă și echipa mare și Academia, o să fie meci, o să fie două meciuri nebune. Ok, Mihnea aici face un frag, recuperează din dezavantaj. Ce poziție are aici Peli, face două fraguri. Echipa mare ar juca versus Movistar Koi, iar echipa mică Academia ar juca versus versus Sense. Rămâne doar Zeuța acum, singur, într-o situație de 1 versus 3. Ok, Zeuț aici, foarte bine elimină pe Jack, pe Chunky. Aruncă aici flash-ul Zeuț. Cât pe ce să fac cu Frog și pe FNL. Nouă la 7 acum. Okay.
două fraguri aici făcute de băieții noștri, dar rundă pentru echipa lui Jaxi, Chunky și FNL. 10-7, deja au foarte multe runde avantaj, 3 runde avantaj pe partea de CT. Nu reușim să luăm runde momentan. Dar să vedem. Unde de full buy acum pentru echipa noastră. Și încercăm din nou. E ok, Dragoș, e un mix bun, oricum, ce vrei. Asta e? Prins aici de către Chunky. Hai să vedem. Hai să vedem, guys, 12-7. Thank you.
Hai să nu uitați, dacă n-ați făcut-o încă, apăsați și voi butonul ăla de like, butonul de subscribe. Ne ajută teribil de mult. Hai că începe acum meciul. Doi la 5, rămân doar Zeuț și cu star player. Acolo cu smoke-ul în mână și rămâne Zeuț 1 vs 5. Și din păcate băieții noștri pierd 13-7. Asta e un match mai prost. Un match mai prost făcut aici pe partea de Tero, mai ales. Nici o rundă nu reușim să câștigăm. Asta e GG. Hai să vedem echipa mică cât s-a terminat. 13-9 și aici, din păcate. Deci ratăm ambele meciuri. Asta este. Data viitoare jucăm mai bine și câștigăm. Mai avem mâine meci. Mâine de la ora 9 avem meci cu echipa mare în SEA. Versus Superior Esports. Bun, guys. Asta e. Ne auzim mâine seară, guys. Vă mulțumesc mult de tot că ați intrat, că ați fost alături de noi. Din păcate, asta e. N-am reușit să mergem mai departe cu niciuna dintre echipe. Dar, cum spuneam, data viitoare jucăm mai bine și poate avem alte rezultate. Hai, v-am lăsat. Să aveți o seară superbă. Când auzi investește în viitor, te gândești că e o treabă serioasă. Și dacă ți-am spune că, de fapt, poți să începi în joacă. Să investești într-o pauză care dă startul la visuri. În curiozitate și experimente eșuate, din care să învețe și alții. Investește în tehnologii pe care le inventezi chiar tu. Investește în tine. Tu ești viitorul. Aventurile noastre? Copilul de Chio Chips. Chipsuri delicioase din cei mai buni cartofi Chio, sărate și pregătite cu grijă. Chio, distrează-te pe gustul tău. Nescafe 3 în 1. O cafea cu aromă bogată și gust irezistibil. Pentru mai multe momente savuroase în viața reală.